Într-o declarație semnată de Consiliul său de administrație și publicată pe profilul său de Facebook, Biserica Creștină Pentecostală din Cuba declară că a renunțat oficial la calitatea de membru al Consiliului Bisericilor din Cuba. Consiliul Bisericilor din Cuba este o platformă ecumenică cubaneză legată și controlată de Comitetul Central al Partidului Comunist. Acest organism controlează toate activitățile religioase oficiale de pe insulă și reduce la tăcere bisericile evanghelice independente care nu sunt de acord cu politicile sale. Biserica Creștină Pentecostală subliniază că obiectivele sinodului din Cuba sunt în contradicție cu înțelesul scripturilor. Respingem orice declarație care nu respectă doctrinele istorice ale instituției noastre. Pastorul Mario Felix Leonard, care reprezintă comunitatea pentecostală, a declarat pentru Radio Television Marti că decizia a fost luată cu luni în urmă, iar acum este oficială. Din câte știm, există și alte confesiuni care urmează să-și anunțe retragerea în zilele următoare. Israelul și Turcia au anunțat miercuri refacerea legăturilor diplomatice depline între cele două națiuni, inclusiv la nivel de ambasadori. Israelul și Turcia au fost cândva aliați apropiați, dar relația lor s-a deteriorat de-a lungul anilor, în mare parte din cauza dezacordurilor legate de conflictul israeliano-palestinian. Erdogan este un critic dur al Israelului în conflictul său cu palestinienii. Turcia a găzduit de asemenea câțiva lideri Hamas, ceea ce nu a făcut decât să erodeze și mai mult relațiile dintre cele două națiuni. Țările și-au retras reciproc ambasadorii în 2010 după ce trupele israeliene au atacat o flotilă cu destinația Gaza, care transporta ajutor umanitar, ce a rupt blocada israeliană. Evenimentul s-a soldat atunci cu moartea 9 activiști turci. Cele două națiuni au promis că își vor reconstrui relația tensionată, deși au încă diferențe majore. Conducerea Israelului a condamnat ferm remarcile făcute de liderul autorității palestiniene Mahmoud Abbas, care acuza Israelul că a comis 50 de holocausturi împotriva palestinienilor de-a lungul anilor. Politicienii israelieni au numit remarcile drept disprețuitoare și o rușine morală. Mahmoud Abbas a făcut aceste comentarii la o conferință de presă comună organizată la Berlin împreună cu cancelarul german Olaf Scholz. Afirmațiile lui Abbas au venit după ce liderul palestinian a fost întrebat despre următoarea aniversare a 50 de ani de la uciderea sportivilor israelieni de către teroriștii arabi la Jocurile Olimpice de la München din 1972. Abbas părea enervat de întrebarea în sine. Blocat pe numărul 50, el a continuat spunând că Israelul a comis 50 de masacre împotriva arabilor și chiar 50 de holocausturi. Cancelarul german Scholz a fost vizibil deranjat de comentariile lui Abbas, dar nu a spus nimic la momentul respectiv. Ulterior, el a lansat o declarație în care condamna comparația falsă, spunând, în special pentru noi, germanii, orice comparație cu holocaustul este insuportabilă și inacceptabilă. Purtătorul de cuvânt al seminarului teologic baptist ucrainian, pastorul bisericii din Lviv, Iaroslav Piț, a declarat că, cităm, de când a început războiul, de 6 luni deja, au pierdut aproximativ 400 de biserici baptiste. Voluntarii baptiști ajută persoanele strămutate în interiorul Ucrainei să-și pregătească locuințele pentru iarnă prin repararea acoperișurilor, ferestrelor și ușilor. Cu toate acestea, provocarea adevărată este similară cu provocarea lui Neemia. Nu era doar reconstruirea zidurilor Ierusalimului, era și reconstruirea națiunii Israel, închinarea în fața lui Dumnezeu. Același lucru este valabil și aici, în Ucraina, a spus Piț pentru Baptist Press. Uniunea Baptistă Ucrainiană a raportat că zeci de pastori ai celor aproximativ 2300 de biserici baptiste din Ucraina au fost forțați să părăsească multe zone distruse de război. Se face apel la rugăciune pentru pace și încetarea bombardamentelor.